Salutare, oameni faini și bine ați venit pe canalul meu de YouTube. Pentru cei care sunteți noi aici, eu sunt Daniela Nistor, sunt fotograf și videograf, locuiesc în minunatul oraș Oradea, iar astăzi am fost foarte curioasă să văd ce face un pompier. Așa că am venit până la Isu Bihor să vedem ce face un adevărat pompier. Numele meu este Naca Vlad. Sunt plutonier ajutant în cadrul detașamentului de pompieri 1 Oradea din anul 2007, deci de 14 ani. Wow, 14 ani! Da, da. Super! Ce te motiva să faci asta? Nu pot să spun că de mic copil mi-am dorit să ajung pompier, mai degrabă aici m-a adus viața. Spune-mi, te rog, prin ce stagii trebuie să treci ca să devii pompier? Da, vă pot spune, în cazul meu am fost încadrat pe baza unui examen, examen care a constat într-o examinare psihologică, o evaluare a aptitudinilor fizice și o examinare teoretică. Dar totodată, pentru a ajunge pompier, poți să absolvi școala de subofițeri de la Boldești și totodată, periodic, instituția organizează, în funcție de nevoile de personal pe care le are, organizează concursuri cu încadrare directă, la fel cum este cazul și în acest moment, când Isu Crișan organizează concurs pentru încadrarea 36 de posturi de servant prin examen direct. A fost greu să treci prin toate etapele astea? Da. A fost greu, începând cu examenul, pe urmă și întreg procesul de adaptare de la viața civilă la viața militară. Da, a fost greu, dar nu regret nimic. Deci s-a meritat, nu? Absolut. Nu știu dacă ești căsătorit sau ai prietenă, parteneră, însă aș vrea să te întreb dacă ai avut vreodată probleme cu partenerul, partenera de viață, legătură cu jobul tău, pentru că știu că cere multe sacrificii să, să fii cu cineva. Da, într-adevăr, așa este. Pot să spun că am parte de întreaga susținere a familiei, deci nu am avut niciun fel de problemă din acest punct de vedere. Cum e cu orarul? Te-ai obișnuit cu, că știu că aveți program non-stop, da, ceea ce înseamnă că trebuie să lucrezi și noaptea. Sigur că da. Programul nostru de muncă este în ture de serviciu de 24 de ore cu 48 de ore de repaus. În cele 24 de ore de activitate că suntem la muncă, avem un program orar foarte bine structurat, însă în momentul în care sună alarma, abandonăm absolut orice activitate și ne canalizăm întreaga energie pe intervenție. Da, și pot să spun că în atâta timp vă dați seama că m-am obișnuit cu programul pe ture și programul de noapte. Te-ai simțit vreodată în pericol de moarte și cum ai reacționat la jobul tău? Îmi place să cred că sunt destul de bine instruit și pregătit încât să recunosc și să mă feresc de pericole inutile, motiv pentru care n-aș putea spune că vreodată am fost în pericol de moarte la muncă. Wow! În 14 ani să nu ai niciun pericol. Wow, super! Felicitări! Evident că sunt situații periculoase, dar într-adevăr un pericol de moarte efectiv nu, pentru că am ajuns să conștientizăm pericolele și să ne putem feri de el. Ai fost vreodată în situația în care o trebuie să alegi pe cine să salvezi? N-aș putea spune neapărat că am fost pus în această situație. Pentru noi sunt importante absolut toate intervențiile, toate viețile pe care le putem salva sunt la fel de importante. Deci nu, n-am fost pus niciodată într-o astfel de situație. Deci ați avut echipament, ați Evident. Avut oameni care să se ocupe Corect. De tot. Corect. Se poate la Bihor, se poate, da? Poate că la București mai auzim cazuri în care se întâmplă și lucruri nefericite, însă... Da, este o meserie în care se poate întâmpla oricând evenimente neplăcute, dar ca norocul la noi n-ar fi fost cazul. Cum arată o zi din viața unui pompier obișnuită, să zic așa? Te trezești, vii la muncă, Da, în afara orelor de program și noi suntem oameni normali, desfășurăm activități obișnuite, activități pe lângă casă, cumpărături, timpul petrecut împreună cu familia, dar cred că involuntar cumva am dezvoltat un defect profesional, să spunem așa, adică avem o stare de vigilență inclusiv în timpul liber puțin mai ridicată decât orice om normal. Și o zi normală, din punctul meu de vedere, este destul de importantă, adică e nevoie să acorzi o mare atenție recuperării și odihnei, pentru că după 24 de ore la muncă simți nevoia de odihnă pentru a putea fi repus în stare de funcționare și sportului, adică condiția fizică este foarte importantă în această meserie.
Și cum e? Dacă, de exemplu, nu ești la job, lași tot în pământ și... Adică, nu ești la job și se întâmplă un caz și tu ești acolo, nu-i sari în ajutor pentru că nu ești pe tură? Nici da. Vorbă, nu. Tocmai asta, de asta ziceam referitor la starea de vigilență nu care este să... puțin crescută. Nu, văzând și... Adică, dobândind niște cunoștințe în atâția ani, îți vine cumva instinctiv să reacționezi mai repede decât un om normal. Care a fost anul, din experiența ta, cu cele mai puține cazuri sau incidente la jobul tău? Greu de spus, foarte greu de spus, pentru că niciun an nu seamănă cu celălalt. Aici ține foarte mult de statistică. Nu prea sunt anușor. Meseria asta nu prea sunt anușor. Când e cel mai greu, de exemplu, ce lună sau din an crezi tu că ai mai multe cazuri sau când se întâmplă mai multe cazuri? Aici greu de spus, se poate însă observa o ciclicitate a evenimentelor la care intervenim din punct de vedere al anotimpului, să zic, rece și cald. În timpul, în sezonul rece, vom avea mult mai multe incendii de locuință datorită hornurilor necurățate și asta se poate observa, iar în timpul, în sezonul cald, primăvară, vară, avem preponderent incendii de vegetație uscată și cazuri medicale care de obicei implică înecați. Deci asta se poate observa an de an. Înțeles. Deci curățiți-vă hornurile, că altfel o să ajungeți să vorbiți cu oamenii ăștia. Să ne dați de lucru, da. Care e cea mai mare satisfacție pe care a avut-o tu până acum la acest job? Să zic așa, că ai zis, wow, se merită să fac asta, merită să zic și la alții să fac asta. Orice intervenție reușită îți oferă un anumit grad de satisfacție. Asta este clar, însă din punctul meu de vedere cea mai mare satisfacție o dobândești în momentul în care știi că prin acțiunile tale ai reușit să salvezi o viață. Asta ar fi cea mai mare realizare. Care sunt cele mai frecvente cazuri pentru care ai fost chemat la job? Aș putea spune că ar fi incendiile, accidentele auto și cazurile medicale. Acestea trei ar fi în top. Nu neapărat în ordinea asta. Care a fost cel mai mare incident la care ai participat și a fost așa, ți-a rămas așa în memorie? Cel mai recent este cel din Grecia, intervenția din Grecia, la care am participat împreună cu colegii din toată țara pentru ajutorarea pompierilor eleni. Asta ar fi ultima și cea mai mare de care mi-aduc aminte. Felicitări, sunt sigură că sunt mulți români care sunt mândri de acțiunile voastre. Da, mulțumesc. Asta e o întrebare puțin mai grea, dacă vrei poți să-mi răspunzi, dacă nu, nu. Sigur. Cum îți liniștești tu conștiința după un caz în care, să zicem, ți-ai făcut jobul cum trebuie și totuși persoana pe care ai salvat-o ajunge la spital și după aceea moare? Cum te liniștești tu cu conștiința, știind că ai făcut tot ce trebuie și... Îți dai seama că orice pierdere de genul ăsta este foarte dureroasă și greu de digerat pentru oricine. Asta este clar. Dar, din punctul meu de vedere, ca să ai o conștiință curată și împăcată, este nevoie să știi că ți-ai făcut treaba cât mai bine. Adică ai făcut tot ceea ce este omenește posibil pentru tine, pentru tine și pentru persoana respectivă, dar totodată să înțelegem că există anumite limite ale corpului uman pe care nu le putem depăși și nici modifica. Deci... Și în primii ani, să zicem așa, n-ai avut niciun caz în care te-ai luptat puțin cu o treabă de genul? Ba da, sunt cazuri, de obicei, în momentul în care încadrezi descarcerarea sau smurdul, atunci ajungi să vezi niște cazuri care te marchează, dar ține foarte mult de psihicul tău să treci peste. Da, să și zice, adică dacă ai 14 ani de experiență, încetul, începi să te obișnuiești cu lucruri de genul și... Corect. Care a fost cel mai frumos, mulțumesc, pe care l-ai primit din partea oamenilor pe care i-ai salvat? Cred că aș putea să spun... Da, mulțumirile care le-am primit atât din partea oficialităților grecești, cât și din partea populației grecești și totodată și oficialităților române în urma misiunii din Grecia, cred că a fost cele mai sincere și cele mai frumoase mulțumiri pe care le-am primit. Ce drăguț! Și n-a avut așa oameni care vin cu torturi? Scuză-mă, acum o să intervin cu o chestie de genul din Chicago Fire. Pentru cei care urmăriți Chicago Fire, de multe ori cei care salvează, pompierii de acolo, când salvează vieți, de multe ori oamenii vin cu torturi. Și vreau să văd dacă lucrul ăsta se întâmplă și în România, dar... În filme, da, se întâmplă, la noi mai rar. Poate pe viitor, cine știe. Da, sigur. Da, aici mi-ai zis deja. Dar o să te mai întreb dacă ai avut vreodată un incident care a fost
așa, haios, nu neapărat un incident serios. Ciudat, v-a chemat cineva să... În cei 14 ani nu pot să spun. Nu pot să spun că am avut un accident. Deci tot a fost serios. Da, din păcate, da. Din păcate, da. De multe ori am dorit să fie, dar nu, nu este cazul. Orădenii oricum sunt niște oameni așa un pic mai serioși, nu sună tot timpul la pompier dacă îi sunt la ceva. Corect. Deci tu nu te-ai uitat la Chicago Fire și nici nu te interesează pentru că tu, într-adevăr, faci treaba cum trebuie exact. Și te implici 100% în munca asta. Încercăm, sigur că da, încercăm să ne facem treaba cum mai bine. Bun, eu îți mulțumesc mult, nu drag. Mai am întrebări pentru tine. Mulțumesc, dacă v-a plăcut acest episod și dacă v-am inspirat cu ceva, nu uitați să dați un like și dacă aveți întrebări pentru domnul pompier, vă rog să le lăsați în comentarii și sunt sigură că cu mult drag el o să vă răspundă. Până data viitoare, vă pup cu mă!